Bun găsit, nu scăpăm de vremea rea. Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă în intervalul 27 noiembrie ora 18, 28 noiembrie ora 12. În intervalul menționat, în Oltenia, în cea mai mare parte a Muntenii și a Dobrogei și în sudul Moldovei, vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Precipitații mixte se vor semnala în Banat, precum și în zona Carpaților Orientali, în vestul și nordul Moldovei și local în Transilvania, unde se va forma polei. În munții Banatului și în Carpații meridionali vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă consistent. Cu detalii despre cum o să fie vremea în acest weekend în Oltenia vin după generic. Noaptea ce vine aduce la Târgu Jiu o minimă de 4 grade Celsius. Pentru prima zi de weekend, meteorologii nu au vești bune. Ploaia va continua, iar maxima nu va fi mai mare de 7 grade Celsius. Și la Turceni, noaptea ce vine aduce ploaie și o minimă de 3 grade. Prima zi de weekend vine și aici cu precipitații sub formă de ploaie și o maximă ce nu va fi mai mare de 6 grade. La Rovinari, în această noapte, temperatura coboară până la 2 grade. Dimineața de sâmbătă va fi rece și va ploua, iar pe parcursul zilei maxima nu depășește 9 grade Celsius. Locuitorii orașului Motru vor avea la noapte o minimă de 4 grade. Sâmbătă și aici vremea va fi rece și cu precipitații, iar maxima nu va fi mai mare de 7 grade. Locuitorii orașului Bumbești, Jiu, vor avea parte în această noapte de o minimă de 2 grade Celsius. Ziua de sâmbătă aduce și aici ploaie, iar maxima nu va fi mai mare de 5 grade. Cei care sunt dornici să-și petreacă weekendul la munte trebuie să știe că la Rânca pârtiile sunt pregătite pentru practicarea sporturilor de iarnă. Așadar, la noapte temperatura va scădea sub 0 grade, iar pe parcursul zilei de mâine temperatura nu va fi mai mare de 7 grade și există șanse să apară precipitații sub formă de nisoare. Și în celelalte orașe mari din Oltenia vorbim despre un weekend care va fi mai mult pentru activități casnice. La Râmnicu Vâlcea, noaptea ce vine aduce 2 grade în termometre. Mâine vremea rămâne închisă, va ploua, iar maxima nu va fi mai mare de 7 grade. La Craiova, în această noapte, minima ajunge până la 2 grade și aici va fi un weekend rece cu maxime diurne ce nu vor depăși 8 grade Celsius. Și în județul Mehedinți, vremea schimbă foaia. La Severin, noaptea aduce o minimă de 3 grade. Dimineața de sâmbătă va fi rece și cu precipitații, iar maxima nu va fi mai mare de 7 grade Celsius. Și duminică vremea rămâne rece în Oltenia. Se opresc ploile, însă maximele diurne nu vor depăși 8 grade Celsius. Dacă deocamdată vor continua ploile și ninsorile în mare parte din țară, iarna calendaristică, în schimb, va începe cu o vreme mai plăcută. Soarele va fi mai generos, iar temperaturile vor crește ușor peste tot. Treptat însă va apărea și gerul, în primul rând în depresiunile din Transilvania, dar vor fi și zile în care temperaturi sub minus 10 grade se vor înregistra și în celelalte regiuni din țară. Atât despre vreme, pentru moment, să aveți weekend frumos. Vă las acum cu Talida Stănică, ea va duce știrile din sport.